Fetelor, a venit momentul pentru voi să aflați care este ispita supremă din acest sezon. Dacă în cazul băieților ispita perfectă are un portret robot, în cazul fetelor aceasta are un chip și mai ales un nume. Eu cred că cu Matei. Matei. Da, Matei se încadrează în tipologia preferată mie. E brunet, înalt, ochii negri. Dar este și foarte inteligent, mi s-a părut foarte inteligent. Am vorbit foarte mult în ultimele minute despre Matei. Da. Este bărbatul care v-a impresionat foarte mult din sezonul trecut. Am o veste bună pentru voi. Ispita supremă din acest sezon este bărbatul pe care voi l-ați preferat. Sezonul trecut am venit cu inima deschisă și pregătit pentru o experiență nouă. Și atunci mă gândeam că poate și pentru o relație. Dar, din păcate, nu a fost să fie. Nu știu, nu se mai nimic între noi, nu? Chiar nu mă așteptam să fiu plăcută de cineva, înțelegi? Mi-am dat seama cam cum stă treaba și nu are sens să mai continui cu ea. E cât se poate de clar în momentul ăsta. Cu glumă, m-am gândit foarte bine. Te rog, când ajungem înapoi acasă să... Te rog, să nu mă cauți. De data asta însă o să mă protejez, nu o să mă mai expun așa de mult emoțional. Și voi fi o ispită în adevăratul sens al cuvântului. Hai să-l cunoaștem pe Matei. Foarte tare. Acum nu zic că nu există posibilitatea să nu-mi placă acum de cineva. Dar e normal să fiu mai precaut acum și cu garda sus și știi cum e, odată ce te frici cu supă, sufli și în iaurt. Salut. Salut, Matei, ce faci? Salut, Rob. Bine. Mă bucur foarte tare să te revăd. Când a zis că o să fie și la noi o ispită supremă, toți au spus în momentul ăla că e Matei. Da, eu zic, nu are cum să fie Matei. Matei a fost primul sezon, nu are cum să fie Matei încă o dată. Să știi că fetele au vorbit la superlativ despre tine și am zis că dacă tot își doresc atât de mult să te cunoască, le-am oferit această ocazie, de ce nu? Iată-l pe Matei în fața voastră. Bună! Bună! E o veste bună. Da, foarte. Și mi-a rămas un zâmbet de la tâmp pe față, fără nicio reacție. Și eram așa, blocată, știi, cu un zâmbet așa pe față și eram blocată. Matei, pe cealaltă insulă se află o persoană care pentru tine a însemnat foarte mult, Cătălina. Ce mă uitam, cu aceeași expresie. Da, este o fostă prietenă. Și ce reacție era? Ce se întâmplă? E ceva ciudat. Mă înțeleg că este ceva de domeniul trecutului, între voi nu mai există absolut niciun sentiment. Cel puțin de partea mea, așa este. Și zic, nu e bine, a venit Matei. Mie îmi place de Matei. Metanei îi place de Matei. Nu e bine, deloc. Băieți, restul poveștii, cu siguranță o veți afla chiar în seara aceasta de la Cătălina. Dar pentru fete, vestea bună pe care v-am promis-o. Evident, Matei va alege pe cineva și va pleca la un date. Prima fată. Eu... No. E ok. Am încredere. Draga mea, bineînțeles, ai 10 secunde. Doar 10 secunde să ții la revedere de la Sasha. 10, 9, da. Cinci. Vezi că nici n-a terminat să număr. Da, dar e mai plecat. Greu după aia. Nu, că ai ști oricum, i-am prins semne, vorbeam. Da. El ar fi singura mea amenințare. Succes! Succes! Mersi! Distracție plăcută! Mersi, mersi! Salut! Elena fiind foarte încântată de el și l-admiră ca bărbat, ca... A spus că e un gentleman, știe să vorbească frumos. Presupun că el o să fie acolo în centrul atenției. Ce?